ați răspuns invitației noastre. Iată, după 3 săptămâni de la Turul Colinelor, un alt eveniment mare are loc în Bacău, vorbind de a 11-a ediție a Raliului Moldovei. Este a 5-a etapă în campionatul european, European Rally Trophy, și țin să mulțumesc, așa cum îmi place mie să spun, partenerilor și colegilor noștri de organizare, Consiliului Județean și domnului președinte, vă mulțumesc frumos, primăriei Moinești, mulțumim domnule primar. Până să trec la detaliile tehnice și toate, să vă răspundem la întrebările dumneavoastră, aș vrea, odată cu mulțumirile pe care le-am oferit, să dăm și cuvântul domnului președinte Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean, și să ne spună câteva impresii. Și ulterior domnului primar. Și mulțumesc, Adrian. Mă bucur să mă aflu astăzi aici, în fața noastră, alături de domnul primar de la Moinești, de Adrian Răspopa, binecunoscutul pilot, acum chiar în pielea dânsului, pentru că acum 3 săptămâni era competiția ciclistă și a trebuit să treacă de la una la alta. Dar în aceeași manieră organizatorică, e un parteneriat win-win, un parteneriat win-win în sensul în care județul are posibilitatea să fie promovat prin această competiție sportivă, o competiție care, dacă nu mă înșel, este chiar în calendarul competițional singura, un atu în plus, în campionatul european, o competiție care de la an la an a crescut, ca și număr de participanți, ca și număr de țări participante, pentru că este o competiție internațională. Eu mă bucur că cu această ocazie se văd și rezultatele investiționale de la nivelul județului, și aici mă refer la aeroportul internațional Bacău. Și nu în ultimul rând, această competiție și această echipă organizatorică au reușit să promoveze într-un mod extrem de original necesitatea construirii unei autostrăzi peste munți. Autostrada A13, care în mod cert nu aduce dezvoltare doar Bacăului, ci și întregii regiuni Moldova. Cam atât am avut să vă spun. O să rog pe domnul primar să spună și dânsul câteva cuvinte. Bună ziua, vă spun și eu. Mă bucur să fiu astăzi prezent aici alături de președintele Consiliului Județean și domnul Adi Răscopa la debutul evenimentului. Aș vrea să menționez un lucru foarte important, că fără implicarea autorităților locale, acest eveniment nu cred că ar fi putut avea loc. În urma unui parteneriat care are loc de 11 ani, pentru că suntem la 11-a ediție, un parteneriat al Consiliului Județean, în mare parte, vorbesc aici din punct de vedere financiar, dar și al Primăriei Moinești și Zemeș, și iată că și în acest an acest eveniment are loc. Municipul Moinești beneficiază de un calendar de evenimente, iată că după această perioadă destul de dificilă, mă refer la perioada pe care am parcurs-o în pandemie, reluăm evenimente și unul important pentru noi, comunitățile locale, este și acest eveniment. Sigur, există un efort financiar din partea fiecăruia, dar spun mereu că un leu cheltuit la sport înseamnă 3 lei economisiți la sănătate. De aceea vreau să urez succes echipajului de la Bacău, respectiv domnului Adi Răscopa, să mulțumesc președintelui Consiliului Județean și Consiliului Județean pentru implicare și, de asemenea, să le urez succes tuturor celor care sunt implicați în acest eveniment. Da, și eu vă mulțumesc frumos și cu siguranță, fără sprijinul și înțelegerea dumneavoastră, nu am fi putut să fim aici astăzi. E de menționat faptul că Bacăul se află pe harta Europei de 4 ani de zile, iar anul acesta examenul de maturitate a ajuns într-un final acolo unde mi-am dorit de foarte mult timp. Avem aproape 16 concurenți străini la start. Avem concurenți din Bulgaria, Miroslav Anghelov, cu Skoda Fabia R5, care este campionul Bulgariei. Mustafa Ceacal, cu echipă Hyundai oficială, vine din Turcia. Adam Westlund din Suedia. Stefano Marini din Italia, e prietenul nostru și un pilot pe care l-ați mai văzut în ultimii 2 ani. Așadar, echipaje din Franța. Avem 9 sau 10 echipaje în cadrul Cupei Logan care vin și vor lua startul aici.
nu face decât să ne bucure și să este o dovadă a faptului că împreună cu toate investițiile, fiindcă este de subliniat faptul că un aeroport internațional unde ai foarte multe zboruri îți conferă un interes și pentru competițiile sportive, că sunt ele automobilistice, ciclist sau de oricare natură, ne deschide către poarta Europei prin canalul ăsta de comunicare al sportului și sperăm și eu fiecare an, știți că sunt promotorul campaniei Susțina 13, să fiu prima mașină care voi merge pe autostrada 13 și sper să întâmple lucrul ăsta cât mai repede. Așadar, o să fac un scurt prezentare a programului. Noi vom deschide secretariatul la Centrul de Afaceri, unde sportivii vor veni și își vor face parte de înscriere. Miercuri și joi vor avea înscrieri. Vineri va avea loc shakedown-ul la Valea Budului, de la ora 1 la ora 19, iar de la ora 20 vă așteptăm în centrul orașului Bacău, unde vom amenaja startul, zona de start festiv, și aici avem niște surprize foarte interesante și inedite pentru Băcăuan și pentru lumea sportului. Am găsit înțelegere, te rog să mă ajut cum se cheamă corect unitatea militară? Baza 95. Baza 95 și vom avea un zbor, o aterizare cu o parașut de un parașutist în centrul Bacăului care va purta după el un steag de 120 de metri sau 200 de metri pătrați, o chestie inedită pentru noi, plus o escadrilă de elicoptere care vor survola pe centrul Bacăului înainte de start. Așadar, toți băcăuanii sunt invitați împreună cu copiii și cu toată lumea să facă fotografii, să ne cunoască, să avem o sesiune de autografe și startul festiv să va avea loc, propriu-zis, la ora 20:30. Prima zi de concurs va fi la Moinești, sâmbătă, 3 iulie. Acolo sunt probele deja clasice, Vermești și Moinești, care sunt de o parte și de alta a drumului, dintre Comănești-Moinești, și o probă nouă la Zemeș, de 10 km. Aici e de menționat faptul că transmisiunile live pe Lux Sport și Prima TV vor transmite proba Vermești. Seara, centrul Bacăului, vom reveni cu mașinile pentru parcul închis, iar ziua de duminică avem probele clasice Hemeiuș, Trebeș, care le vom parcurge în două bucle complete. Ultima probă, Power Stage-ul, va fi proba Trebeș și de acolo așteptăm toți băcăuanii și toată iubitorii de motorsport la pista de karting, unde va fi la ora 16 ultima probă raliului. Vom avea momentul de festivitate de premiere pentru câștigătorul raliului acolo la pistă, iar festivitatea mare va avea loc la ora 19:30 în centrul orașului Bacău. Așadar, astea sunt momentele cheie. Vă așteptăm pe toți în număr cât mai mare. Mulțumesc încă o dată autorităților și evident că invit să ia parte la acest concurs. Cu mare drag vă răspund la întrebări, dacă aveți. Eu îmi doresc, fac o mică completare, îmi doresc să dau premiul lui Adrian Răspopa. Asta ar fi... Da, presiunea e mare, mi-aș dori foarte mult să... Dacă anul trecut am pierdut locul 1 la 4 secunde... fiindcă am făcut o pană în a doua probă specială, am tăiat țeava aia acum după proba specială, am refăcut drumul, sper să nu mai găsesc vreuna și să fiu rapid. E foarte challenging pentru mine competiția de anul acesta, fiindcă sunt mulți concurenți străini buni. Sperăm să nu dezamăgim și să punem autostrada 13 și primăria Moinești pe locul 1 la etapa de aici de acasă. Mulțumim! Întrebări? Da, vă rog frumos. Competiția automobilistică. Da. Acum, nu știm cine ar fi trebuit să ia decizia de a suspenda competiția, chiar dacă vorbim despre o competiție proprie. Dacă condițiile meteo se vor repeta, există posibilitatea de a lua anumite măsuri pentru ca astfel de tragedii să nu se mai repete. Mă așteptam la o întrebare de genul acesta din partea dumneavoastră. În primul rând, aș vrea să subliniez un lucru. Disciplina pe care noi o practicăm, raliurile, nu au absolut nimic în comun sau în legătură cu ce fac băieții aia la off-road.
Din punctul meu de vedere, eu nu numesc sport. Putem denumi ca îndemânare, în orice alt fel, ce fac ei acolo, îi respect. Nici măcar nu pot să-mi dau cu părerea despre, îmi pare rău că a murit un băiat. Pot spune numai că ei au avut avertizare de la ISU pentru cod roșu, o zi înainte, decizia și, să zic așa, nu trebuie căutat un vinovat. Am vorbit destul de mult cu colegii lui, realmente a avut ghinion, dar mă impactează ca și imagine ce s-a întâmplat și peste tot vreau să subliniez faptul că suntem două discipline complet diferite. Aici vorbim de un plan de securitate pus la punct pe care îl respectăm printr-un caiet de sarcini de către Federația Internațională. Disciplina aia de off-road nu este încadrată niciun fel în FIA. Nu este recunoscută ca fiind o disciplină sportivă FIA. Noi lucrăm cu un plan de securitate foarte bine pus la punct cu ISU, jandarmerie, ambulanțe, avem sisteme de monitorizare în mașini cu GPS, cu SOS, cu de cel mai înalt nivel. În plus de asta, partea de securitate a mașinilor, nivelul de pregătire, de performanță, sunt conform standardelor Federației Internaționale de Automobilism până la echipamentul nostru sportiv. Așadar, de asta spun, nu există niciun grad de comparație între ce facem noi cu ce fac, ce au făcut sau ce fac băieții în disciplina lor. Mai multe comentarii, dacă e cineva vinovat, nu mă bag, nu e treaba mea. Eu vreau știu să fiu... Este o anchetă în curs în acest... Da. Evident că... Dar cu siguranță vă pot spune că dacă va fi o proba torențială sau cod roșu, noi nu o să oprim nicio cursă, că nu ne impactează. Noi mergem pe niște drumuri forestiere existente, nu mă duc prin albii de râu. Deci nu avem, ca să fiu, să vă răspund până la capăt. Da. Întrebări? Dacă nu mai sunt. Atunci să dorim succes participanților și așteptăm locuitorii municipiului Bacău și nu numai la deschidere. Și cei de la Moinești, și de la nivelul județului, evident. Și vor veni foarte mulți de afară. Și vor veni și foarte mulți de afară. Eu sunt convins că, așa cum și-a atins obiectivul Turul Colinelor, deși păstrăm proporțiile, că e alt tip de eveniment și mult mai, un pic mai restrâns, aici e o participare internațională, sunt convins că își va atinge obiectivul așa cum a fost gândit în 2003, nu? În 2003 a fost gândit. Da, pe de o parte de promovare a sportului și pe de altă parte de promovare a județului. Am zis că e un parteneriat win-win. Mulțumim frumos! Haideți să facem și o poză de grup. Și așa, în trei. Punem bun aici. Mersi! Mulțumesc!